Aproximativ jumătate dintre angajații Complexului Energetic Unedoara nu și-au primit banii de vacanță. De aceea, reprezentanții Sindicatului Muntele vor acționa în instanță angajatorul, în speță Complexul Energetic Unedoara, pentru nerespectarea prevederilor contractului colectiv de muncă. Blocajul este generat de noua lege apărută în acest an și care prevede acordarea de vouchere de vacanță salariaților din companiile de stat. În cursul zilei de mâine sau cel târziu poimine, la Tribunalul Unedoara va uh, ajunge plângerea pe care o formulăm împotriva angajatorului, respectiv complexul energetic Unedoara, pentru nerespectarea contractului colectiv de muncă și anume neacordarea primei de vacanță, așa cum uh, aceasta a fost negociată în contractul colectiv de muncă. Nica îi acuză pe parlamentarii țării de faptul că nu au analizat situația înainte de a emite această lege care îi afectează pe salariații. Se motivează prin apariția legii 94 pe 2014, care interzice acordarea primelor de vacanță. În lei, începând cu data de la care este publicată în monitorul oficial această lege, dar în același timp, noi cunoaștem foarte bine că în alte societăți cu capital integral de stat nu s-a ținut cont de prevederile acestei legi care din punctul nostru de vedere și a tuturor organizațiilor sindicale la nivel de România, este o lege neaplicabilă. Neavând în bugetul de venituri și cheltuieli prevăzute vouchere de vacanță și bani, cash pentru primele de vacanță, este normal ca pe acest an să se acorde primă de vacanță. Din păcate, parlamentarii României au dat o lege proastă, după care au plecat două luni de zile în concediu pentru că au fost probabil foarte obosiți. Au lăsat companiile de stat într-o uh, situație cu o problemă generată, spun eu, de o gândire extrem de slabă a acestora cu privire la o lege care a afectat peste un milion de salariați. Magistrații Tribunalului Hunedoara vor fi cei care vor trebui să decidă ce se va întâmpla cu primele de vacanță ale angajaților complexului energetic Hunedoara. Procesul va fi intentat după o serie de negocieri eșuate dintre sindicat și conducerea entității energetice. Trebuie să existe pentru că tribunalul, așa cum am mai spus, va hotărâ cine are toate. Contractul colectiv de muncă reprezintă legea părților. În contractul colectiv de muncă am spus că nu vom iniția nicio acțiune, niciun litig de muncă până la epuizarea tuturor uh, posibilităților de a rezolva o problemă pe cale amiabilă, am făcut nenumărate întâlniri cu angajatorul nu s-a rezolvat pe cale amiabilă această problemă. Drept urmare, după ce am trecut de o lună de zile de când aceasta nu a fost aplicată, urmează acționarea acestuia în instanță. Potrivit liderilor de sindicat, aproape jumătate dintre angajații complexului nu au mai beneficiat de prime de vacanță după apariția legii 94 din anul 2014, care prevede acordarea de vouchere de vacanță, însă doar începând cu 1 ianuarie 2015.